Municipalitatea Suceveană speră să obțină finanțare de la guvern anul viitor în cadrul programului Centenar pentru realizarea unui pod nou peste râul Suceava, care să facă legătura între vechile localități istorice Suceava și Burdujeni. Primarul Sucevei Ion Lungu a spus că realizarea acestui pod este un proiect de infrastructură pe care va insista și care ar merita să fie finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală de anul viitor. Un proiect de infrastructură la care vom insista și el își găsește locul pe PNDL, pe Programul Național de Dezvoltare Locală, este podul peste râul Suceava. Tocmai de aceea am avut o discuție în cursul zilei de luni cu firma care face studii prefezabilitate, cei care fac ridicări de topo și geo la această rută alternativă, cum e aprinsă în lista de investiții Suceava-Botoșani, să separăm cele două obiective, să facem podul separat, să facem două proiecte, dacă vreți, de investiții, podul separat și ruta care include podul, dar ca finanțare separat, în așa fel încât să putem până la sfârșitul anului să avem aceste date. Îmi doresc ca cel târziu am stabilit o foaie de parcurs până la data de 1 decembrie să avem aprobate toate aceste date, studii de prefezabilitate, indicatorii tehnico-economici, să putem merge cu el la guvern, să fim prinși pe Programul Național de Dezvoltare Locală anul viitor. Este un proiect care, eu zic că ar fi cel mai bun de promovat pentru anul centenar, care leagă în continuare cele două orașe, Suceava de Burdujeni. Ion Lungu a precizat că podul actual nu mai satisface necesitățile de circulație și că este necesar unul nou.